Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit la prima conferință de presă în această formulă. Vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației noastre și aș dori să încep această conferință de presă cu prezentarea activităților pe care le-am desfășurat în cadrul celor trei zile de când ne aflăm sub avertizare cod galben, viscol și ninsoare într-o primă etapă, ceea ce ne-a pus foarte multe dificultăți, special pe parcursul zilei de ieri, atunci când am avut foarte multe probleme generate de vânt, dar și ulterior înghețul și celelalte activități. Așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, vineri după amiază am fost nevoiți să convocăm o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Pe de o parte, așa cum vă spuneam, datorat condițiilor meteo nefavorabile și în speță gerul care se anunța, iar pe de altă parte necesitatea de a închide artera ocolitoare est, tronsonul din drumul județean care duce spre Lusca până la Cersanit, până în drumul european, dar am creat tot timpul un spațiu de acces pentru cei care lucrau la Cersanit. Vântul foarte puternic în acea zonă genera o vizibilitate aproape spre zero și împreună cu ceilalți colegi din Comitetul Local pentru Situații de Urgență, după ce am analizat situația împreună cu Poliția Națională, am luat această decizie de închidere a acestei artere. Și la această oră, în continuare, o avem închisă. Se acționează cu două utilaje pentru dezăpezire și, dacă condițiile meteo permit, vom avea o ședință de comandament de iarnă la ora 10 și vom lua decizia dacă vom deschide această cale sau nu. Alternativ, am oferit ruta veche de transport pentru cei care au trecut prin municipiul nostru, respectiv prin Mihai Viteazu, astfel încât să nu avem sincope deosebite în trafic. Revenind la situația din municipiul Roman, vreau să vă spun că încă de vineri seara am fost prezent pe toate străzile din oraș. Lucrurile au stat bine spre seară, chiar dacă a nins și a viscolit. Ulterior am folosit și materialul antiderapant, astfel încât să avem un trafic în condiții de siguranță. Și ca drept dovadă că lucrurile au stat bine la Roman, în urma discuțiilor cu Poliția Națională, ni s-a spus că în ultimele două zile nu a avut loc niciun eveniment rutier pe raza municipiului Roman. Începând de sâmbătă, ninsoarea s-a întețit spre seară, s-a întețit și vântul. Noaptea, în seara de sâmbătă spre duminică, noi am acționat de cu seară la îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Pe la ora 11, noaptea de sâmbătă, lucrurile arătau bine pe străzile din municipiul Roman. Numai că începând de duminică dimineață, de la ora 3, s-a intensificat foarte tare vântul și ninsoarea. Moment din care am ieșit din nou și am acționat pe arterele principale din municipiu, însă, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, pe tot parcursul zilei de ieri, viscolul puternic ne-a pus foarte mari probleme. Însă, chiar și așa, toate străzile din municipiul Roman au fost circulabile, nu am avut situații de drumuri închise, iar acolo unde am avut punctual două, trei zone în zona de nord a cartierului Bălcescu, am acționat în permanență cu o volă pentru a debloca cele două străzi, vorba de Prundului și Cocorului.
În continuare am acționat în permanență și pe tronsonul de ocolitoare est dinspre Europeană spre Cersanit, acolo unde am asigurat accesul tirurilor și a personalului care lucra în această unitate de producție. Și de asemenea tot în permanență am acționat pe sectorul de drum dintre sensul giratoriu Mihai Viteazu Primăverii Islazului cu linia ferată de la Luțca, astfel încât să avem în permanență și acel sector de drum deblocat. În principiu, așa cum vă spuneam, nu am avut absolut nicio problemă legată de circulația pe străzile din municipiul Roman. Dificultățile au fost în zonele în care a viscolit foarte mult și se creau acele valuri de zăpadă. Ulterior, când viscolul s-a mai domolit, am intervenit cu mai mare eficiență, dar preocuparea noastră principală a fost aceea de a face absolut toate străzile din municipiul Roman să fie circulabile, lucru pe care l-am și reușit. Aseară la ora 11 am luat o pauză cu toate utilajele din toate zonele, atunci când am deblocat inclusiv o mare parte dintre aleile dintre blocuri. Și pe această cale aș vrea să mulțumesc cetățenilor care au sunat la numărul de telefon 0233-984 pentru a ne sesiza aceste zone încă unde erau probleme. Vorba de o sesizare a fost în Smirodava, una pe Walter Mărăcineanu și una în cartierul Favorit, unde de altfel la câteva minute după ce sunase acea persoană a revenit cu telefonul să ne spună că deja era venit utilajul în zonă. Personal, în toată această perioadă, am fost prezent pe teren în toate sectoarele de activitate. Împreună cu colegii mei din primărie am luat ieri decizia de a ne împărți orașul în 9 sectoare de activitate, astfel încât să fim cât mai eficienți și un număr cât mai mare de colegi din primărie să urmărim utilajele care dezăpezeau în zonă și să facem o identificare la fața locului a problemelor urgente, acolo unde se impunea desfundarea căilor de rulare și ulterior, încetul cu încetul, să intervenim și în celelalte zone. Ulterior, începând cu ora 3 astăzi dimineață, toate utilajele au ieșit în teren. Vorbim de o capacitate de 22 de utilaje pe care le-a avut operatorul de salubritate. Pe parcursul acestor activități, parte dintre ele au mai suferit avarii și la un moment dat ne-am desfășurat activitatea cu 16, dar acest lucru a fost doar temporar. După o oră, o oră jumătate, pe măsură ce aceste utilaje erau reparate, reveneau. Marea parte a problemelor nu erau de funcționarea utilajelor, ci de faptul că mai agățau cu lamele, fie borduri, fie capace de canal, care nu erau peste cotă, și astfel produceau avarii la lamele cu care dezăpezeau. Per total, spun că activitatea a fost bună. De dimineață, așa cum vă spuneam, de la ora 3 am ieșit iarăși în aceeași formulă extinsă cu toți colegii mei din primărie, 9 persoane pe cele 9 sectoare, plus eu, care făceam o verificare peste tot. Am reușit să fim mult mai eficienți, cunoscând mult mai bine zonele în care a intervenit fiecare. Și am reușit deblocarea până la ora 7 a tuturor căilor principale de circulație, iar începând cu ora 7, după o nouă ședință a comandamentului de iarnă, am făcut o analiză și practic mai erau o serie de alei dintre blocuri care mai necesitau intervenție, dar acolo, datorită faptului că erau foarte multe mașini parcate și numai 3 utilaje de dimensiuni reduse care poate să intervină, am făcut și o prioritizare pe zone.
În ceea ce privește activitatea de dezăpezire a trotuarelor, am intervenit și pentru această activitate. În special am acționat în zona arterilor principale de circulație, acolo unde am dezăpezit părțile de acces spre trecerile de pietoni și de pe o stradă spre alta. Am intervenit și cu un utilaj de tip ATV cu o lamă care a dezăpezit foarte bine și chiar acest lucru mi-a dat o idee vis-a-vis de anumiți prieteni pe care i-am și care dețin ATV-uri, prin care să le lansez o provocare, dacă tot sunt amator de senzații tari, să le lansez o provocare și în acest sens să facem o echipă de intervenție, o echipă de voluntari care în momentul în care apar astfel de situații să intervină în sprijinul autorității publice locale. Dar acest lucru îl vom discuta după amiază, nu era o localitate în cursul dimineții când am luat legătura cu ei și pe viitor sunt convins că vom găsi înțelegere și din partea lor. De asemenea, tot la nivelul intervențiilor, la nivelul trotuarilor, am stabilit astăzi dimineață în ședința operativă împreună cu directorul Direcției de Asistență Socială și împreună cu domnul City Manager, să scoatem și beneficiarii de la legea 416, începând de mâine, la dezăpezirea trotuarilor, astfel încât și această categorie de persoane să-și aducă aportul în comunitate prin activitatea pe care o prestează. Mai departe, vom comanda în perioada următoare încă 100 de tone de sare, pentru că în continuare pentru miercuri se anunță precipitații. Astăzi, la ora 10, vom avea din nou o ședință de comandament de iarnă pentru a stabili în cursul zilei de astăzi maniera în care vom ne dorim să și încărcăm zăpada din zonele centrale ale orașului, astfel încât să deblocăm parcările din zona centrală, drept pentru care cred eu că va fi o zi plină pentru noi în continuare și ne propunem până diseară, până la noapte, o mare parte din zăpada din zona centrală a orașului să o și îndepărtăm, astfel încât, începând de mâine, lucrurile să reintre în normal. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în urma discuțiilor cu cei de la Agenția Națională de Meteorologie și cu colegii mei din primărie, am constatat că această cădere de zăpadă a fost cea mai mare din 2012 încoace, dar cu toate acestea, din punctul meu de vedere, cred eu că la nivelul municipalității, la nivelul municipiului Roman, având în vedere faptul că toate străzile au fost circulabile, la orice oră din zi și din noapte, pot să apreciez că a fost o activitate bună, o activitate care a permis romașcanilor care au avut necesități, nevoi ieri ca să se deplaseze cu mașina, au putut să o facă în condiții de siguranță. Sigur că astăzi lucrurile arată mult mai bine și aceasta, așa cum vă spuneam și mai devreme, datorită faptului că viscolul s-a oprit încă de azi noapte de la ora 2 și ne-a permis ca activitatea de dezăpezire să fie mult mai eficientă. De asemenea, tot în această perioadă am avut o grijă deosebită și pentru persoanele fără adăpost. Am avut în ultima perioadă, chiar azi noapte, am avut în total de 9 persoane la Casa Speranței. Dintre cele 3 persoane care locuiesc în mod frecvent acolo, pe lângă aceste 3 persoane, am mai avut încă 6, 5 dintre acestea sunt persoane din Roman, persoane cunoscute fără adăpost, plus o persoană din Bahna. Pentru toată această perioadă, persoanelor de la adăpost le-am oferit masă, le-am oferit o masă caldă în fiecare seară, ceai, legume, fructe, o ciorbă cu cartofi, mazăre cu cărnați, brânză cu smântână și mămăligă, pâine, banane. Deci, zic eu că am asigurat toate condițiile necesare pentru aceste persoane. În continuare, aceste persoane vor avea în fiecare seară o masă caldă asigurată. O parte dintre aceste persoane sunt și beneficiare de
o masă la cantină pe timpul zilei și de asemenea pe perioada existenței acestui cod galben de ger vom menține permanența la Casa Speranței, practic nu discutăm doar de o activitate pe timp de noapte, ci și pe timp de zi. Din păcate însă aceste persoane dimineață la prima oră 6:30 părăsesc deja adăpostul cu toate că au la dispoziție posibilitatea să locuiască întreaga zi acolo. Dar până la urmă este problema lor, ceea ce ține de noi este să le oferim toate condițiile necesare în acest adăpost de noapte. În ceea ce privește această decizie de a se închide cursurile școlare pentru ziua de astăzi și mâine, am avut o discuție cu domnul inspector școlar general ieri, înainte de ședința Consiliului de Administrație de la Inspectorat. L-am informat că m-am interesat la toate unitățile de învățământ din Roman și erau toate condițiile necesare pentru a se desfășura cursuri pe raza municipiului Roman. Toate unitățile de învățământ aveau agent termic, erau încălzite. A fost o singură problemă la școala 11 sâmbătă, a fost remediată de către colegii noștri din primărie, astfel încât ieri, când am vorbit ultima dată cu școala 11, școala Mihai Eminescu, lucrurile erau normal. Din punct de vedere al traficului în municipiul Roman, lucrurile se desfășurau iarăși normal. Nu exista absolut nicio sincopă la nivelul municipiului Roman care să determine închiderea pentru cele două zile sau amânarea cu două zile a începerii școlii. Din câte am înțeles, decizia a privit mai mult zona limitrofă Romanului, întrucât foarte mulți elevi vin și din zonele și din comunele limitrofe municipiului Roman și atunci acesta ar fi fost unul din motivele care a determinat această decizie de a închide școlile. Ca o paranteză, deși o să mă cunoașteți pe parcursul următoarei perioade, pe mine mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă pe raza municipiului Roman și să avem un municipiu și un oraș cât mai curat, dar domnul director Ioniță, care ieri și-a dorit să vină la Roman și nu a putut, el locuind în Bacău, spunându-mi că a fost închisă calea Romanului la Bacău, deci iată că într-un municipiu mult mai mare decât Roman au existat sincope în ceea ce privește închiderea unor drumuri mai importante. Eu încă o dată apreciez că am avut o activitate bună în ceea ce privește activitatea de dezăpezire, m-am implicat personal, zi și noapte am fost pe teren, am fost alături de oamenii de pe echipaje, alături de colegii mei din primărie, alături cu operatorul de salubritate cu care am stat în contact permanent, indiferent de oră, și zic eu că am reușit să avem o activitate eficientă la nivelul municipiului Roman. În ceea ce privește activitatea din primărie, de astăzi s-a deschis caseria și se pot încasa taxele și impozitele locale pentru anul 2017. Ca element de noutate am introdus un sistem electronic de plată cu cardul la nivelul caseriei, având o unitate POS cu care se pot efectua plata acestor taxe și impozite locale. Vom face un studiu de impact pentru că o parte din cele 102 taxe care au fost eliminate afectează și bugetul municipiului Roman. Aici este vorba de acea taxă pentru buletin în valoare de 5 lei, o taxă extrajudiciară care se făcea venit la bugetul local și așteptăm monitor oficial să vedem data de la care nu va mai fi încasată această taxă. În principiu cam atât am avut eu să vă spun dumneavoastră, e drept că au fost foarte multe activități în această perioadă legate de partea aceasta de dezăpezire, condițiile meteo care au fost foarte vitrele, vă spuneam cele mai rele din 2012 încoace, dar una peste alta faptul că am reușit să facem circulabile toate străzile din municipiul Roman mi se pare un lucru bun și util pentru romașcani. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Da,
stadiu de atunci, nu s-a făcut și din nou a intervenit cu asemenea situație, venind să arunce un cod de umbră asupra activității unui spital, unde totuși se muncește raportat la alte situații. Da. Eu am să mă rezerv pentru ședința de la ora 12. Am convocat Comitetul Director al Spitalului Municipal de Urgență Roman într-o ședință împreună cu personalul de la Centrul de Primiri Urgențe și va fi o ședință internă și ulterior vom face o analiză, inclusiv dacă se vor impune. Prima dată trebuie să vedem în ce măsură au fost respectate protocoale. Din câte am înțeles, chiar la nivelul Serviciului Național de Urgență, domnul Raed Arafat a afirmat că protocoalele au fost respectate. Așa cum vă spuneam mai devreme, mă rezerv pentru ședința de la ora 12, când voi avea această ședință cu cei de la Spitalul Municipal de Urgență și ulterior să ieșim cu o poziție publică vis-a-vis de acest aspect. Cu siguranță vom veni cu o serie de măsuri de îmbunătățire a acelei activități. Aș avea o întrebare legată de această dezăpezire. Ați început să vorbiți cu agenții economice, asociațiile de proprietari să se mobilizeze ceva mai bine, pentru că fiecare an a pus probleme în această parte și cât de repede credeți că va fi încărcată zăpada, pentru că, spre exemplu, acum pe bulevardul Roman Mușat erau mașini blocate de zăpada care a fost dată la parte de pe mijlocul caroserului și oamenii, bineînțeles, că pentru a ajunge la mașină, aruncă în stradă înapoi. Și e o muncă de zis. Da. Să vă răspund pe rând. E foarte bună întrebarea dumneavoastră legată de implicarea agenților economici și asociațiilor de proprietari. Asociațiile de proprietari au obligația de a dezăpezi accesul către scările de bloc. Încă de sâmbătă am luat primele măsuri cu poliția locală pentru a înștiința agenții economici privind îndepărtarea zăpezii de pe trotuare. Ieri mare parte dintre ei nu au lucrat. Astăzi dimineață în ședința operativă, din nou împreună cu poliția locală, am comunicat acest lucru. Este vorba de aplicarea hotărârii de Consiliul Local 133 din 2009, care prevede obligativitatea agenților economici de a îndepărta de pe trotuarele aferente spațiilor comerciale zăpada și acest lucru se va realiza în cursul zilei de azi. Legat de întrebarea dumneavoastră și de modul în care se face dezăpezirea, sigur că încă de aseară, eu când am observat foarte multe locuri libere de parcare pe bulevardul Roman Mușat, am solicitat echipajului de la poliția locală de azi noapte să patruleze toată această zonă și a nu permite parcarea mașinilor, eventual chiar mai mult spre carosabil, astfel încât parcările să fie disponibile și dimineața când am intervenit să putem elimina cât mai multă zăpadă din aceste parcări. Așa cum vă spuneam, astăzi la ora 10 în acest comandament de iarnă vom lua și vom stabili măsurile pentru încărcarea zăpezii. Eu sper ca până la miezul nopții să încărcăm cât mai multă zăpadă din zona centrală și fac un apel la toți cetățenii care atunci când dezăpezesc mașina să nu mai arunce zăpada înspre carosabil, pentru că trebuie să muncim de două ori ulterior. E mai bine să o dea cât mai aproape de trotuar. E drept că e neplăcut ca atunci când, după ce termini de dat zăpada sau în momentul în care treci cu lama, nu ai unde să dai zăpada, mașina fiind parcată acolo, inevitabil se umple de zăpadă. E de preferat ca această zăpadă să fie aruncată undeva în zona spațiului verde, astfel încât să nu mai obturăm din nou căile de rulare. Și așa cum vă spuneam, chiar dacă mașinile sunt parcate, noi oricum nu putem să intervenim, chiar cu un tlaj mai mic fiind, nu putem interveni până lângă mașină, pentru că putem produce prejudicii la aceste autoturisme. Dar așa cum vă spuneam, împreună cu poliția locală vom lua legătura și vom contacta toate persoanele care au parcate mașinile în zonele centrale pentru a le muta, astfel încât să putem, într-o manieră cât mai eficientă, să îndepărtăm zăpada din parcările respective. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Astăzi, imediat după comandamentul de iarnă, am convocat o ședință cu domnul City Manager, cu domnul Ioniță și cu reprezentantul firmei de salubritate pentru a vedea măsurile care se impun a fi luate și, sigur, ulterior trebuie să venim într-o ședință de Consiliu Local în care să stabilim aceste măsuri. Așa cum vă spuneam, imediat după ce vom avea și vom finaliza aceste măsuri, vom ieși probabil într-un comunicat și vă vom aduce la cunoștință măsurile ce urmează a fi luate. Și apropo de salubritate, dacă toți m-ați întrebat, voiam să vă spun că aseară, în jurul orei 22, erau ridicate de la platformele gospodărești circa 75% din deșeuri. Și în cursul dimineții am reușit ridicarea în totalitate și eliberarea acestor platforme gospodărești, care erau blocate tot din cauza zăpezii și a mașinilor parcate în zona platformelor gospodărești. Este una din preocupările mele. Împreună cu operatorul de salubritate am remarcat și eu acest lucru. Împreună cu operatorul de salubritate vom lua măsurile astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple, pentru că degeaba încercăm noi să educăm cetățeanul să colecteze selectiv, dacă ulterior operatorul vine și amestecă aceste deșeuri. Dar, într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, este foarte importantă conștientizarea fiecărui cetățean că a colecta selectiv generează costuri mai mici de salubritate. Eu, din câte știu, există deja legislație națională care prevede această taxă suplimentară, dar cu mai multe informații vom veni când vom avea finalizat această strategie pe deșeuri. Deci nu mai avem voie să folosim pietriș ca și material antiderapant, folosim doar sare, iar clorura de calciu o folosim doar în zonele centrale. Încă se mai folosește, dar o folosim ca și anti-îngheț. În momentul în care e totul curățat, atunci folosim această soluție. Până atunci folosim sare. Noi chiar azi noapte de două ori am împrăștiat acest material antiderapant, însă lipsa circulației pe drumurile publice a făcut să nu fie măcinată încă acest strat de zăpadă. Ulterior, pe măsură ce traficul a început să crească în cursul dimineții, s-a văzut acest lucru, zăpada a început să fie afânată și ulterior o vom îndepărta din nou pentru a ajunge la o suprafață a carosabilului cât mai curată. Ați amintit de cei de la 416, m-am bucur că ați făcut asta, pentru că în weekend au fost foarte multe nemulțumiri și pe rețelele de socializare, că ei nu au fost văzuți efectiv în teren la muncă. Eu vă spun... Păi vă spun eu de ce nu s-a putut în weekend, pentru că în weekend a nins în continuu și a viscolit în continuu. Oricine a ieșit și a dat măcar o lopată de zăpadă a văzut că în momentul în care faci curățenie, intri în casă și după o oră te uiți pe geam, locul unde ai dat cu zăpadă e din nou la fel. Era inutil să-i scoatem în weekend, așa cum vă spuneam, astăzi în ședința operativă am luat deja primele măsuri și de mâine cu siguranță o să-i vedeți la activitate, la muncă în folosul comunității. Pagina lui, că va veni de acum și la Orășel, zilele orașului. Și atâta timp cât patinoar a promis și a făcut varză. După spectacol nu mai ținem, dar nici n-a anunțat din timp. Cât întreba lumea, nu mergem la spectacol. Mai aveți de gând să lucrați cu oameni de genul respectiv?
Deci în momentul de față, ca să fim înțeleși, condițiile meteo de sâmbătă cu siguranță nu permiteau organizarea unui spectacol în aer liber. Mai departe, lipsa de comunicare a agentului economic, sigur că este deranjantă pentru noi și acest lucru ne va face să luăm atitudine vis-a-vis de această lipsă de comunicare. Pe viitor vom analiza foarte bine dacă e cazul să mai continuăm această colaborare, așa cum spunea și dumneavoastră, având în vedere experiențele din această colaborare, dar momentan zic eu să trecem peste acest hop al zăpezii și e drept că e frumos, așa cum ne propuneți dumneavoastră, să ne gândim la primăvară deja, la căldură, când vor veni zilele orașului, dar până atunci mai avem încă mult de muncă și de furcă cu zăpada. Mai vreau să vă rog, dacă tot facem manifestările, întâlnirile acestea importante, să ne permiteți și nouă accesul pentru a prelua informația caldă, pentru că probabil comunicatele dumneavoastră vor veni mai târziu și opinia publică trebuie informată. Și în 2-3 ceasuri puteți emiteți, pentru că aveți nasul un om, nu puteți să... Vă promit eu că o să facem să fie foarte rapide, foarte rapide comunicatele. Spitalul, de exemplu, a promis la întâlnirea tot pe de genul ăsta cu domnul primar, fost primar, că va face conferințe de presă săptămânal și ne va oferi buchete de flori. De zile nu am mai văzut. Vă promit eu că una din discuțiile pe care le voi avea cu cei de la Spitalul Municipal de Urgență va privi și acest aspect. O mai bună comunicare, într-adevăr, și eu am observat această deficiență și vă promit că această deficiență va fi înlăturată. Pagina de web a spitalului. Deci vă promit că am în minte și știu exact ceea ce am de făcut pentru eliminarea acestei deficiențe. Vă mulțumesc mult. De activitate și pe care dumneavoastră se legau și s-au legat multe dintre deputate pe de hambar. Deci continuați să fiți cu mâna asupra lor, să zicem așa, sau veți delega această responsabilitate la cuiva? Cu siguranță nu voi mai putea fi la fel de implicat și dedicat cum am fost până acum, dar în continuare atenția mea este îndreptată spre toate activitățile sportive de pe raza municipiului Roman, inclusiv pentru echipa Fanion a municipiului Roman, care reprezintă un brand până la urmă pentru Roman, și personal, atunci când va fi nevoie, voi manageria și voi căuta să găsesc soluții pentru activitățile de la echipă, dar nu mă voi mai ocupa de activitatea curentă a echipei de handbal. Urmează ca această activitate să fie preluată de directorul executiv al Clubului Sportiv Municipal Roman. Ce nume sunt pe lista dumneavoastră pentru prelua activitatea de viceprimar? Nu există în acest moment o discuție în acest sens. Voi face o întâlnire probabil când, după ce vom mai depăși aceste evenimente legate de vreme, voi face o discuție cu colegii mei consilieri locali și sunt convins că vom găsi cea mai bună soluție pentru a prelua această activitate, pentru că, într-adevăr, este nevoie de o persoană care să vină. Sunt direcții în subordinea viceprimarului și e nevoie și de un viceprimar la nivelul municipiului Roman. Nu cunosc, dar nu, din câte știu, nu intră următorul, nu va intra nimeni decât dacă în eventualitatea unor alegeri se întâmplă. Fiecare persoană, și dumneavoastră în presă, și fiecare în activitatea lui pe care o face, aduce propria lui personalitate în activitatea pe care o desfășoară. Eu nu mi-am propus în viață să copii pe cineva, mi-am propus să fiu eu însumi. Sigur că am avut foarte multe de învățat în acești 7 ani de când am fost alături de primarul Laurențiu Leoreanu, foarte multe lucruri bune pe care le-am făcut împreună. Am fost o echipă foarte bună și lucrurile care s-au făcut în echipă s-au și văzut. Mai departe, mi-aș dori și eu la fel să am un viceprimar cu care să fac aceeași echipă bună, așa cum a făcut domnul Leoreanu cu mine. Ce înseamnă
veți vedea în decursul activității pe care o voi desfășura. Da. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Am să mă grăbesc pentru comandamentul de iarnă și rămânem în continuare într-un contact permanent cu toate problemele care apar pentru o comunicare cât mai bună și cât mai transparentă a activităților Primăriei Municipiului Roman. Vă mulțumesc mult!